やれやれだぜ。私は天才なのだよ。しまった。Salve, si fete. Azi vreau să fac o reacție la Digi, Akia. Vorbesc despre Doki Doki. Da, n-am jucat de mult Doki Doki și vreau, dar puțin mai târziu, că am alte planuri, am alte jocuri, am alte chestii, da, puțin mai târziu, dar că, da. Oricum, da, hai să începem. Nu știu, dar pentru alții, cred că pe unii dintre voi, cred că o să vă spargeți de râți. Mai că mă gândesc și dezabordez. Pe bune! Cred că unul dintre voi vă moriți de râs la propriu, cu adevărat era moriți. Cred că o să mor cu adevărat. Cred că o să sun la salvare, la 1-2 de râs. Pe bune! Dai să începem reacția. Ultima senzație în materie de jocuri video nu este deloc ce... Deci am găsit random acest video pe YouTube și... Și ai să vin eu așa, troll la mișto, să fac eu reacție, că chestia poate întâmpla, că altfel cum. Și hai să intem, gata. Ultima senzație în materie de jocuri video nu este deloc ce pare la prima vedere. Despre un video game horror care a devenit un fenomen, vorbim în materialul următor. Fenomen. Bă, cum ai descoperit, bă, de Doki Doki? Am un o întrebare acum, serios. Cum a descoperit ăstea Doki Doki, bă? Bă! Acum, 4 timp ani, n-au auzit deloc. Cred că n-au auzit nici de YouTube ăștia. Acum, 4 timp ani. Și acum, bă, avansează ăstea, bă, nu vine să cred, bă. Avansează, bă. Cum a descoperit, bă, ăstea? Ăstea au căutat pe Steam jocuri. Mă, Ilie, ce mai ne jucăm și noi, bă? Ia-te un joc anime horror pe Steam. Ia să încercăm. Sau au descoperit pe YouTube. S-au uitat pe YouTube și au văzut că este Doki Doki. Punct, Doki Doki Plus, pe acolo, moduri. Fare n-ai funking. Eu știu ce mai este. Că nu cred că astea au descoperit. Că n-au cum, asta. Oricum. Da, azi. Doki Doki Literature Club e genul de... Doki Doki, dar acolo este plus, adică... ...video game pe care încep să-l joci de Halloween și continui tot anul. Sub aparența de anime drăgălaș, ce include o simulare de dating, este deghizat un joc horror psihologic. Și până de curând a fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale internetului. Ce fascinează fanii e felul în care se distanțează de alte jocuri de acest tip pentru că îți perturbă sentimentul de normalitate și îți zdrobește personajele preferate ca pe niște păpuși. Creatorul Dan Salvato a mărturisit că s-a inspirat din lucrurile care sunt înspăimântătoare pentru că te fac să te simți inconfortabil și nu pentru că îți apar brusc în față și arată înfricoșător. Doki Doki Literature Club urmărește fidel această descriere, stabilește o normă pe care apoi o anihilează, trăgându-ți practic preșul de sub picioare. Seamănă spaimă printre gamer cu contrastul abrupt între cele două părți ale jocului și îi avertizează să se uite pe unde calcă în timp ce fac click pe dialog. Scenariul de început aparent inofensiv se transformă într-un joc horror cu liceeni care îți omoară rând pe rând toți prietenii, te face să-ți pui la îndoială alegerile și în același timp ți le limitează foarte eficient. Dacă ar fi posibil ca un videogame să aibă o cădere nervoasă, cam așa ar arăta. Acesta este și motivul pentru care îți provoacă frisoane. What? Chiar provoacă! Doki Literature Club e unul dintre cele mai bune jocuri gratuite pentru PC și este recomandat chiar și celor cărora nu le place horrorul brutal.
Brutar, hai că n-am văzut prea... Adică... Ok, s-a terminat. Hai să-mi termin. Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi superbă în continuare și rămâneți pe Digi24. Ok. Ok, cred că o să-mi trag de acum. Cred că o să trag televizorul din priză. Că nu. Bă, s-au dat ăstea la anime, bă. Nu vine să cred, s-au dat ăstea la anime, bă. Nu vine să cred. Ăstea la anime. Bă, ce urmează? De la Sally, deci ăstea făceau, vorba de Sally, făceau 8. Sally, mai puneam și ei mișcuni. Bă, acum. Deci nu. N-ai cum să nu te spargi, nu. Or. Da, băi, am jucat joc. Adevărat, n-am ajuns la oră, chiar deloc. Simba că n-am ajuns la... Cred că n-am trăit nici 10% din joc. Cred că nici 5%. Oricum. Bă, am văzut pe YouTube. Am văzut chiar și animație, și mai horror decât jocul în ține, bă. Am jucat jocuri și mai horror, cum ar fi SKP. Bă, îmi bătea inima la SKP, bă, simțeam așa fiori în inima mea și în oase când jucam SKP. Deci măcar n-am văzut un monstru, a ieșit de frică eu, deci pe bune SKP, dar oricum o să mă joc SKP, deci pe bune, mă. Bă, dar de Boldin au descoperit ăstea. Bă, că îmi place mie de ăstea, dar ăstea au descoperit jocul peste 4-5 ani și acolo pe ecran scrie plus. Praturile astea, nu, cum au, bă, vreau să-mi spună și mie cineva. Cum au descoperit ăștia, Doki? Bă, mori de râs, bă. Pe bune, mă. Avălo. Mori de râs, mă, cu ăștia, n-ai cum, mă. Cred că o să trag televizorul din priză, că nu m-am... Pe bune, n-am chef să mă uit. În afară de COVID și de politică și economie și ce mai fac ăstea, nu am chef. Adică pe bune. Adică n-am chef să mă uit, adică pe bune. Deci, da. Deci m-au distrus, m-au omorât ăștia de râs. Miss Akai lui Beerus. Nu cred că e așa de puternic cât e ăstea. Ce spune ăstea de aici? Miss Akai lui Beerus. Nu e așa de puternic la ce spune ăstea aici. Deci pe une. Miss Akai lui Beerus nu m-a distrug așa de tare cât mă distrug vorbele ăstora. Pe cuvântul meu. Deci pe une. N-ai. Pe une. Sau... Pe une. Cred că o să sun la salvare. În curând. Oricum, la revedere! Salut, băieți și fete! Acum că am terminat videoclipul acela, acum bag videoclip peste videoclip, mă rog. Acum vorbesc serios despre Digi, adică da. Deci, da. Acum nu mai fac mișto, gata. Da. Deci, înțeleg, este horror. Adică, da, are scene, adică este ca GTA-ul. Are elemente care nu ar trebui să fie pentru copii. La fel ca GTA-ul. Are elemente. Doki. Da. Are așa de... Deci, elementele astea, adică, scenele astea horror din Doki sunt așa de rare. Adică, nu e mai poveste, chiteți? Adică, pe une, e roman din ăla, e novel din ăla. Adică pe bune. Da. Înțeleg, da, este ordar brutal, adică înțeleg. Uri îți bagă cuțitul ăla și cu o fată de-aia asta scary. Și se oboare, se cade la pământ. Înțeleg, sau jumpscare-ul Monichi. Înțeleg. Sau ori se ia și nu chide. Înțeleg, puțin horror, am înțeles. Dar nici nu este în alu ăla de putar. Hai bă! Sunt jocuri așa de brutale, că pe bune. Deci, da. Dar totuși, GTA, a jucat, cred că toți copiii României, tot
Tu toți, și eu am jucat. Când eram mic am jucat GTA Vice City, GTA San Andreas și n-am avut nimica. Și era plus 18, ai mă! Ei vorbesc de semnul jocare plus 13. Adică... Da. Deci, dar nu vorbesc despre FNAF, adică FNAF e plus 12. Adică, da. Dar oricum, sunt curios că urmează de la Dig, da, la orice emisiune de asta românească. Da, înțeleg că este horror Doki Doki, dar nu pe... Ideea este că eu nu vreau să fac, adică fac mișto de ei, dar nu vreau asta, adică am văzut asta, trebuie să fac eu material, trebuie și eu să fac eu banii de pâine, vorba aia. Am și eu de nevoie de bani pentru pâine, vorba aia, adică, da. Mai fac eu like-uri, abonez, bla bla bla. Păi da, oricum. Este chiar așa, ai mă, periculos, joc periculos. Dar de escapin au descoperit ăștia. Pe bune, bă, am eu niște jocuri, le dau o sura de la Digi. Bă, acum, cred că, acum, fără mișto. Acum, chiar așa. Mă, ăștia de la Digi, nu vrei să vă dau eu jocuri, să vă dau eu idei de jocuri. Să vă dau eu acum niște jocuri, cred că faceți infart. Pe cuvântul meu, dacă nu. Faceți infart și tot nu ajungeți la scena horror adevărată. Vezi, pe bune, mă, Doki. Dacă este joc Doki Doki, este joc periculos. Hai mă, Doki Doki, spune de la început că este horror, că este chiar așa, greșirea, descrierea stream, de la Steam, spune că este horror. Se avertizează de la început, bun început, că horror, care e emoțional, este curbos pe acolo, se omoare, eu știu ce mai fac. Pe bune. Despre bune, eu nu mă pot abține să nu râd, adică pe bune. Deci, da. Dați seama cum a ajuns emisiunile de ăștia din România să facă mișto de ei niște youtuberi în ăștia. Se de youtuberi amicuți, mici. Adică... au exagerat puțin ăștia de la Digi 24, adică au exagerat puțin. Au serii puțin ca. Adică, înțeleg, horror, nu, nici e prea brutal, adică are nici unele scene horror, dar nici în alul ăla, adică, ai, două naiba de treabă. Am jucat GTA când era mis, nu l-au păsat, n-au păsat, deci, nu știu să vorbesc română, mă, de râs, nu mi-e. Mă rog, adică nici vorbe nu l-au pot găsi, de râs. Deci, am jucat GTA, ei n-au avut nicio treabă, adică era plus 8 acolo cu sânge, se băteau acolo cu femei, se făceau acolo toate aia, cu femei la bikini. Acolo ei n-aveau treabă. Codurile alea de fumat, bla bla bla. Codurile care se vină femeile la tine. Despre bune, ei n-au avut nicio treabă cu GTA-ul. Și au treabă cu Doki Doki, adică... Da, dar sunt curios că urmează după, adică da. Da. Oricum. La revedere. Taking my dick in my pants. My bitch don't love me no more. She kicked me out of life, bro.